Și în sensul ăsta vom face niște acțiuni colaterale cu artiști plastici din alte județe. Acesta este primul pas cu artiști din satul mare, urmând ca anul viitor să continuăm această politică de deschidere,
cu artiști plastici din Baia Mare și din Mureș, cu care avem o relație foarte bună. Dacă ne gândim ce anume îi aduce la oaltă pe cei trei expozanți, pictura, grafica și fotografia, constatăm că o trăsătură comună a domniilor lor este harul, un har dumnezeiesc care se revarsă asupra lor și care este evident în lucrările pe care le prezintă pe pereții acestei galerii. Este pentru prima dată când încercăm această relație cu alte județe și aș dori să îi mulțumesc în mod public domnului Ovidiu Cosac, care prin relațiile amicale pe care le are cu artiștii din Satul Mare a intermediat acest eveniment cultural care are loc astăzi în Galeria Municipală din Turda. Aș dori ca în continuare să vorbească despre lucrările dânșilor chiar Vidi Cosa, care îi cunoaște mult mai bine. Poftim. Mulțumesc. Vreau să vă spun că în această atmosferă caldă, fierbinte chiar, la propriu, prin temperaturile de afară și la figurat prin ce se întâmplă în viața noastră socială, vedeți, astăzi este un mare congres UDMR și sunt tot felul de acțiuni importante. În acest context, noi ne ocupăm de lucrurile mai puțin importante, mai mărunțe, de o întâlnire cu colegii și prietenii noștri de la Satul Mare, pe care i-am invitat cu bucurie aici. Din păcate, doi dintre ei, din motive absolut obiective, nu pot să fie la vernisajul lor în Turda. Însă AMA vă transmite salutările lor și invitația de a poposi oricând în Satul Mare pentru a vedea mai multe din lucrurile. Și acum o să încep cu figura domnișoară dintre cei trei care expun astăzi aici. Maria Botar. Mai e numai așa? Virginia. Așa. Maria Virginia Botar, pe care o cunosc de când era mică și să vă spun drept, n-am crezut că va ajunge așa mare. Maria, care este un om extrem de acribos, un om extrem de devotat a ceea ce face, pentru ceea ce face. Și eu aceste lucrări ale ei, care sunt lucrările de licență, aici este și lucrarea ei de licență, vreau să vă arăt, e absolvit în acest an. Răsfoind astăzi această lucrare de licență și văzând de acum aproape 3 săptămâni la absolvire, la Cluj, la pavilionul de expoziții, lucrările, am rămas foarte plăcut surprins de ceea ce am văzut acolo, atât în lucrările ei, cât și a colegii. Parte din colegii. Bun, dar ne întoarcem la Maria. Maria a făcut liceul de artă plastică în Baia Mare și atunci o asociem ca, ca sădmăreancă. De aceea am și invitat-o, cu toate că este mică turdeancă, de-a noastră. Și a făcut școala superioară de artă la secția grafică. Și văzând lucrările atunci am zăbovit mai multă vreme în fața lor și m-am tot întrebat ce semnifică. Și am venit acasă și am răsfoit și astăzi am avut bucuria cea mare să mi se confirme, răsfoind, cum v-am spus, lucrarea de licență, am zis da, iată, și eu am empatie, am intuiție, sau, mai bine zis, și pe asta vreau să subliniez, Maria poate să transmită. Maria are această capacitate de a transmite idei atât simple, cât și învăluite de un anumit mister, dar care nu sunt în cifră. Sunt pătrund exact cum trebuie să pătrund arta spre un privitor în cazul de față. Maria are această capacitate și ea, sunt sigur, și-o va desăvârși
și mai departe. Cunoscând-o bine, știu că este de harnică și de dedicată, cum spuneam, a ceea ce, aceste ocupații pe care și-a ales-o, aceste nobile. Pe de altă parte, există și a existat întotdeauna pentru astfel de subiecte o anume reticență. Vreau să vă spun că în vremuri mult mai ascunse decât ale noastre, unde hainele erau mai până în pământ, s-au cumetat al de Manet, 1863, să picteze dejunul pe ea, care a fost un scandal imens al vremii. Cum se poate ca doi bărbați cu jobene și cu fracuri să ia dejunul pe iarbă cu două femei dezbrăcate complet. Apoi tot Manet a pictat Olimpia, care a fost un al doilea mare scandal. Și nu a fost singur autor în această ipostază, în pictură au fost mulți. Iată că Maria, în felul ei, abordează, să zicem, această dimensiune fără haine, să spunem. Însă, o idee în spatele ei, extrem de valabilă. O idee minunată. Aceea a simbolizării apropierii și mai mult de cei care erau la viață. Și nu numai, nu este vorba aici de o apropiere fizică, ci de una spirituală. Și aici spunea domnul custode al acestei expoziții, să numim, că pe cei trei din satul mare îi unește un lucru comun. Eu vreau să spun că îi mai unește un lucru comun. Teatru. Pentru că Maria, de când se știe, a fost în familia unui actor și mai departe, după aceea, mama ei lucrează tot în teatru. Domnul Alexandru Radu, care expune pe acești doi pereți, este scenograful teatrului din satul mare și a făcut scenografii în multe teatruri în această țară. Iar domnul Robert Costea, care are fotografie expune în sala alăturată, lucrează în teatru și el de Muzan, este un prieten bun al meu. De asemenea și domnul Radu, îi cunosc bine ca mine. Deci, întorcându-mă la Maria, eu nu vreau să lungesc foarte mult vorba, aștept cu nerăbdare, cunoscându-i și alte lucrări, să apară și altele, să fie prolifică. Pentru că are de ce, pentru că are în gândire ceea ce trebuie și pentru că are mâna bine făcută de ea și de profesorii ei pe care i-a avut. Eu o aplaud pe mine. Decanul de vârstă, domnul Alexandru Radu, momentan se găsește într-o colaborare la Teatrul din Petroșani. Nu poate fi aici și a exprimat regretul, așa cum spuneam. Am și eu trei lucrări de el acasă, pe care mi le-am cumpărat de la el. Am primit și una cadou. Este un om care mânuiește instrumentele desenului, a graficii și pictura cu mare. Ne mai vorbim de scenografie. A făcut memorabile scenografii pentru spectacole de teatru. Domnul Bota stă aici în mărturie și doamne. Domnul Robert Costea, momentan, are un studio de multimedia, lucrează în toate direcțiile, tot să-ți bați să trăiască în țara asta. Și își mai face timp să facă și fotografie, tot de teatru, în cazul de față. Eu am avut cu el o expoziție comună la Muzeul din Satu Mare, pe alte teme. Și el vă trimite salutările lui, însă datorită muncii astăzi și mâine și ieri trebuia să fie neapărat în Ungaria. Și atunci n-a putut participa. Dumneavoastră tuturor care v-ați deranjat în căldură și în noianul de lucruri pe care le avem, cum vă spuneam mai devreme, care ne prind viața și ne consumă, vă salut cu bucurie și vă îndemn ca de fiecare dată, când mi se ivește prilejul, să participați pentru a ne îmbogăți și pe din nou, nu numai prin buzunare, care acolo oricum nu ne îmbogățim, mai ales cei care în acest domeniu activează.
Doamnelor și domnilor, bine ați venit și să ne vedem în curând la asemenea evenimente cu dumneavoastră. Fericite, pentru că eu cel de astăzi îl consider un eveniment. Mulțumesc! Așa cum v-am obișnuit, la terminarea fiecărui vernisaj, la rubrica Semnal, vă prezentăm o carte, două, câte avem la îndemână cu noutăți. Astăzi, fiindcă avem o expoziție cu artiști din satul mare, ne-am gândit să vă prezentăm două volume de poezie al unor poeți sătmăreni. Primul volum, Poezii din dragoste, de Ioan Gavrilaș. Am înțeles că domnul Ioan Gavrilaș a fost secretarul teatrului mulți ani. Secretar literal al teatrului. Și de obicei îmi permiteam să vă citesc eu o poezie, două din fiecare volum. Astăzi am să profit de faptul că este domnul Radu Botar aici, actor, și am să rog pe dânsul să facă acest oficiu. Al doilea volum pe care doresc să vi-l prezint este o antologie de poezie de George Vulturescu, se numește Or prin Or, poet sătmărean, nu numai poet, ci om de cultură, unul din conducătorii revistei Poesis de acolo, care are o activitate laborioasă. De asemenea, am să rog pe domnul Botar să ne citească și de aici, nu înainte de a-i da cuvântul distinției domnișoare care spune dacă nu doriți să vorbiți, ne citiți din lucrarea de licență. Zic eu două poezii și asta. Vă invit, domnule. Deja pe Maria, nu e așa mult evadări. Ea merge pe o direcție, pe aia bună, își face treaba și timiditățile ei apar când este vorba despre vorba. Aș dori să vă subliniez din acest volum prin nord, al lui George Vulturescu, un vers care mie mi s-a părut memorabil și după aceea îl invit pe domnul Botar să vă citească ce dorește domnia sa. Și anume acest vers care mie mi s-a părut memorabil este următorul. A vedea în nord este un act religios. Prima poezie se numește Privește și crezi ce vrei. Ochiul orb este retina pură, este dislocarea, este sexul încremenit al coalelor, este copita pe un cuib de ierburi, este nămolul malign al catacombelor, este narațiunea în extaz, este sensibilul încremenit, este plasma originară a lumii, este cenușa cărților, este abatorul unde ard spainele nopților noastre, este sicriul în care îngropăm divinitatea. Privește, sunt atâtea ieșiri. Căci locul bărbatului nu este în iarbă, îmi poruncește tata. Nu linge mâna care te plezlește, nu te gudura, nu fi gânganie. Nordul este o arenă. Cine nu aude vocile nordului, nu știe cum șuieră vântul prin bârlele șurii, n-a văzut în noapte sticrirea ochiului de lup, n-a auzit dârdâitul cuvântului singur pe pagină, clănțănitul versurilor seară de. Nu ești singur în nord. Se târăște după tine sunetul clopotului din sat, ca o reptilă te urmărește. Tu însuți ești reptilă. Ai solzii sunetului tău pe tu. Poți sta sub cuțit, sub sabie, cum stă pădurea sub fulgere. Nu te opri să-ți stâmperi setea, îmi zise tata. Apa cere apă, sângele cere sânge. Pune tatra goală peste bulgări. E holda ta. Înstăpânește-ți nordul călcându-l în picioare, traversează în lung și în lat și mai ales
tropotește-ți pământul la oră, dansează-te, ieși din tine, nu ies. Acum vezi, câmpia absorbită în sine, vidată, incidența cerului, naștere însuflețite de energie, naștere însuflețite de energie eretice, vântul șficuitor, urzeala frunzelor, verdele michefiate al oxizilor din iarbă, capricile deplasărilor de linii, îngropând forme, torsuri voluptoase, catifelări ale lanurilor de grâu, spoierile de oglinzi aurifer. Acum știm, nordul este întemeiat pe ver. Și acum din domnul Ioan Gavrilaș, un om absolut senzațional, un boem și un artist special. Este o poezie aici, care se numește Iubind râsul prânsul. Are un motto aici, o dedicație. Sunt cuvinte pentru doamna Viorica, Suciu, Livia, Ungureanu și Ion Tifor. Nu știu dacă vă spun ceva numele astea. Eu pot să vă spun că i-am cunoscut, îi cunosc. Și sunt niște artiști absolut geniali. Iar unul dintre ei, domnul Ion Tifor, este întemeitorul a 5 teatre în țara asta, privegită și redegită. Când actorii se ivesc pe lume ca să răscolească visul, ei sunt sortiți peste ani să rostească, sub reflectoare, cuvinte scrise pe o oglindă. El, actorul, se înțelege pe sine în drumul miraculos al vieții, sub clopote, din care curg replici sclipitoare. Actorul este aplecat în tristeți subțiri, îți pune inima în prag de seară pe o scenă calmă, prefăcându-se mereu într-o altă ființă. Actorii iubesc viața și de aceea servesc binecuvântarea și viclenia. Fântâni de dragoste, ură îmbrăcată numai și numai în un cavan, râuri de vis ce curg din culise până în ultimul rând de scaun. Văzând actorii pe scenă, am simțit întotdeauna cum mă bate în suflet dragostea de lume. Într-o sală de teatru, a râsul prânsului, unde suntem mereu, marea adunare a minților pierdute în frumos. Și ultima se cheamă Printre cuvinte. Fără iluzii nu poți trăi. Iluziile sunt obligatorii. Am încercat pe mine însumi să fiu un iubitor al iluziilor. Numai că eu iubesc ce iubesc eu mai mult, moral. De aceea călătoresc printre cărți, printre cuvinte. Când sunt atâtea despărțiri, plecări, rămân ca un copil în fața mării. Aznavur cânta că iubirea înseamnă numai iubire. În clipa aceasta aș vrea să te întâlnesc ca într-o zi de vară sau, mai bine, într-o noapte de început peste un pod al iluziilor. Bună dimineața! Calda mea vară de iulie. În final, aș dori să vă mulțumesc tuturor celor care ați participat la acest eveniment artistic. Doresc să mulțumesc Mass Media Turdene prezent aici și, nu în ultimul rând, artiștilor expozanți aici. Declarăm expoziția deschisă și vă invităm la o felie de cozonac în sala de dincolo. Mulțumim! Mulțumim.